Mergem acum la Primăria Capitale, vedem ce anunță Gabriela Firenze. În această perioadă dificilă de pandemie, vreau să o felicit și pe colega noastră, Georgiana, care abia a născut și totuși, deși se află încă în maternitate, a dorit să participe la această ședință de Consiliu General, online și video, și o felicit pentru că iată este la serviciu în slujba cetățenilor din municipiul București, imediat după ce a născut. Avem câteva proiecte esențiale astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General. Mă voi referi la câteva dintre acestea. Primul și care sper să întrunească voturile dumneavoastră se referă la copiii care ar putea să rămână singuri acasă, deoarece părinților ori sunt medici în prima linie în spitalele de boli infecțioase, ori ambii părinți s-au contaminat și trebuie să fie spitalizați minimum 2 săptămâni, ori de asemenea sunt copiii unor angajați din servicii sociale, care de asemenea trebuie să rămână în izolare în această perioadă, în special cei care lucrează în căminele de seniori. Pentru acești copii care, așa cum spuneam, este posibil să rămână singuri acasă și pentru a nu ajunge la case de copii, ne-am gândit și vă propun spre dezbatere acest proiect să identificăm locații potrivite, prietenoase, pentru aceștia, să li se asigure atât educație, de asemenea relaxare, dar și asistență socială și medicală, hrană zilnică firește, pentru acești copii care, iată, sunt vulnerabili în această perioadă de pandemie. Reacțiile publice au fost pozitive în aceste zile după ce am anunțat public proiectul, în momentul în care acesta a fost lansat și în dezbatere, și nădăjduiesc că veți da un vot pozitiv pentru acești copii despre care este bine să credem că vor trece peste această perioadă într-o atmosferă mai plăcută, mai prietenoasă. Firește, aceasta nu va înlocui iubirea și grija părinților și casa familiei, dar totuși trecerea va fi ceva mai ușoară. Un proiect de asemenea foarte important este cel care se referă la testarea angajaților care nu au cum să stea acasă în această perioadă, pentru că lucrează în servicii esențiale, pe lângă medici, pentru care am lansat deja o comandă de teste PCR în număr de 6.000 pentru medicii care sunt angajați în spitalele municipiului București, în plus de acest număr de teste pentru cadrele medicale, deci medici și asistenți, vom achiziționa 3.000 de teste pentru angajații din transportul public în comun, termoficare, iluminat public și servicii sociale. Credem că acești angajați trebuie să beneficieze de atenția noastră, de sprijinul nostru, ei ar putea fi la rândul lor, în cazul în care ar fi contaminați, vector de transmitere a coronavirusului de tip nou, ceea ce nu ne dorim, și de aceea considerăm că trebuie să extindem testarea de la categoriile care sunt anunțate acum în mod public, și anume persoanele din carantină, persoanele din izolare care prezintă simptome sau cadrele medicale cu simptome, și la angajații din serviciile vitale. De asemenea, răspundem prompt printr-un proiect pe care îl supun dezbaterii astăzi și medicilor de familie care au nevoie de sprijinul nostru și ne-au rugat să le asigurăm un număr foarte mare, de nivelul zecilor, sutelor, de halate unice de protecție, de asemenea mănuși. Am reușit să obținem informația, i-am sprijinit și noi și am mai primit și alte donații pentru măști, dar pentru acestea este nevoie de o cheltuială suplimentară, materiale de protecție și dezinfecție, deoarece medicii de familie sunt și ei în prima linie, pacienții sau posibilii pacienți, atât cu afecțiuni cronice sau acute, se prezintă în primul rând la medicul de familie și iată necesitatea ca aceștia să fie protejați.